Vom face, doamnelor și domnilor, astăzi împreună portretul unui candidat pe care dumneavoastră deja îl cunoașteți și asta pentru că succesul, timpul, realizările, nerealizările, parcursul politic l-au făcut să fie, așa cum singur spune astăzi, puternic și hotărât, dar și cunoscut. Doamnelor și domnilor, astăzi alături de mine liderul PNL Suceava, președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația mea, domnule președinte. Mulțumesc eu, bun venit la sediul Partidului Național Liberal de aici, de la Suceava. Suntem în curte, păstrăm distanța regulamentară. Mi-aduce aminte un interviu cu dumneavoastră când discutam la mine acasă despre Hora și Balul Gospodarilor. Și când făceați introducerea, mi-am adus aminte atunci pe un alt fel de fundal. Am avut o emisiune de suflet. Sper să fie și astăzi una de suflet. Realizările, succesul sau dezamăgirile v-au făcut să fiți astăzi forță și hotărâre? Eu sunt un om optimist, extrem de hotărât. Dumnezeu m-a ajutat să fiu și puternic. Și chiar dacă uneori în viață mai apar și nori, trebuie să gândești pozitiv că vine vreme bună. De fiecare dată Dumnezeu mi-a ajutat. În 2 septembrie anul acesta fac 20 de ani de când am părăsit meseria mea de bază, inginer silvic, și am intrat în politică. Atunci nu pariau pe mine foarte mulți. Candidam la Senat pe locul 1 la Partidul Național Liberal, partid care avea scor foarte mic la data aia. Și am câștigat. Sloganul meu de atunci era Ba se poate. Un slogan curajos, să spun așa. Acum, uitându-mă în urmă, cu toate ridurile pe fruntea mea, încă sunt verde și foarte puternic și de aceea vreau să mă pun în slujba sucevenilor pentru a face ceea ce cred eu și ceea ce așteaptă ei că pot mai bine. Am dovedit în anii aceștia că am făcut multe lucruri, putem să scriem, să facem albume de poze, să scriem cărți despre realizări, poate cârcotașii sau adversarii pot să critique. Am văzut pe unii din scorbură, din vizuină astăzi de la PSD că mă criticau că n-am făcut nimic. Le-am trimis o listă de lucrări numai în desfășurare în momentul de față. Chiar dacă e pandemie, județul Suceava este un județ șantier și un județ al macaralelor, chiar și pentru cei mai răutăcioși. Domnule președinte, o să vreau să intrăm direct în subiect, abrupt, și să le spunem sucevenilor, pentru că, la fel ca și ei și noi, citim zilnic că nu avem o strategie, că nu avem viziune, că ați avut un management defectuos. Și o să vă întreb așa, ce a făcut Gheorghe Flutur în ultimul său mandat, care practic s-a încheiat teoretic, suntem acum în aceste prelungiri, pentru aeroportul din Suceava, pentru spitalul din Suceava, pentru DGASPC Suceava, pentru oamenii din județul Suceava, pentru infrastructură și pentru tot ce cuprinde acest județ? În primul rând, în mod politicos, o să vreau să adaug o corectură la ce ați spus. Nu vedeți zilnic că nu avem strategie. Au intrat unii candidați în campania electorală și încearcă și ei să pescuiască, cu ceva să iasă. Eu îi respect pe toți contracandidați. Și eu, la un moment dat, am fost debutant și mai făceam greșeli, însă trebuie să te ancorezi în realitate. O să am calmul și răbdarea să răspund, dar nu contracandidaților, ci populației județului Suceava, pentru că nu numai că există o strategie. Am intrat în 2000 în politică. În 2004 am fost cel mai tânăr ministru. Și am fost ministru în cabinetul aderării României la Uniunea Europeană. Eu mă mândresc cu asta. Apoi am venit pe uninominal la Suceava. Prima dată am fost cobaiul de serviciu care l-am învins pe Gavril Mârza și PSD-ul în 2008 când s-a introdus votul uninominal. Deci am avut curajul să înfrunt anumite obiceiuri vechi aici și am lăsat în urmă fapte. Însă, vreau în momentul de față să le spun de suflet ceva sucevenilor. S-au obișnuit cu mine. Accept că unele lucruri poate trebuiau făcute și mai bine. Sunt un om al dialogului. Sunt un om care ascult, dar încăpăținarea mea este să mă găsiți zilnic în șantier pe fapte și la fapte. De aceea, o să spun din casă, experții care
îmi spuneau slogan, cel mai bine vei să potrivește sloganul următor: orice i-ați reproșa lui Flutur, dar că nu-i harnic, nu. Și Dumnezeu să o ierte pe mama mea, ea spunea lucrul ăsta: mă băiete, tu până rupi hamul lucrurilor. Deci eu am lucrat toată viața mea. Îmi pare rău că acum când am fost bolnav și unii mi-au reproșat, n-am mai putut să fiu atât de activ. Dar și muțește așa de pe patul de spital și din boală, tot am acționat, însă vin vremuri și vremuri. Sunt acum sănătos, sunt puternic, sunt foarte hotărât să țin legătura cu Bucureștiul, cu Bruxelles, să aducem mari proiecte pentru Suceava în continuare. Dacă nu știi să faci asta, nu contezi la București. S-a văzut anii de administrare și când PSD-ul a guvernat, că Bucovina a fost bună doar la Sucevița să le răcească vinul și berea în izvoarele noastre, a fost bună să se ducă într-un pelerinaj la mănăstiri, dar n-a fost bună când era să dea bani la centură și am postit 8 ani de zile pe centura Sucevei, 6 ani pe centura Rădăuțului, vreo 7 ani pârtia deschide pe Rarău și așa mai departe, dacă vreți vă mai dau din astea. Însă n-am să îmi irosesc energia explicându-le unora ce am făcut. Să-i întrebe pe cetățenii din județul Suceava. Ieri, de exemplu, am fost la Dolhasca pentru că eram supărat pe firmele de construcții. Când am văzut acolo că 4 firme s-au apucat de drum, dar tot adversarii critică, am zis: Doamne, trebuie să-mi duc și crucea asta. Dar oare nu din cauza voastră, cu 2 ani, cu ordonanța 114 a lui Viorica Dăncilă, care confunda Suceava cu Hunedoara, ne-ați amânat licitația că era drumul făcut până la Dolhasca și mergeam cu rea? Oare nu voi mi-ați respins asfaltarea drumului de la Frasin spre Broșteni și a trebuit să fac un împrumut și am dat drumul și acum arată foarte bine drumul ăsta? Împrumut pe care PSD îl critică. PSD pot să critique orice, pentru că și ei au făcut împrumuturi, dar eu am făcut pentru că trăiam cu soacra în casă, în ghilimele, adică cu un PSD la București care nu-ți dădea niciun ban. Am văzut că a crescut numărul de pasageri la aeroportul Suceava de 10 ori, de la 40 ceva de mii la 430 de mii. Nu mai încăpem în terminalul actual. Și atunci m-am rugat o bucată de ministrul lor de la transporturi din Bacău de loc. Nu ne-au dat niciun răspuns dacă ne dau niște bani să facem aeroport și am făcut împrumut. Da, l-am făcut din cauza lor. Dacă erau ai noștri la guvernare, găseam soluție să nu facem aceste împrumuturi. Ordonanța 114... Să înțeleagă oamenii, a fost o ordonanță în care s-a spus să măresc salariile la muncitorii din construcții. Dar n-au spus din banii cui. Și au lăsat-o din banii primarilor și a consiliilor județene. Practic, numai nu le-a spus primarilor, măriți impozitele ca diferența de salari la construcții le măriți voi, nu guvernul Dăncilă. Așa mi-au făcut mie și s-a scumpit șoseaua asta care leagă Suceava de Dolhasca și cealaltă pe la Moara, cu vreo 15-16 milioane de euro pe care i-am împrumutat. Păi i-am împrumutat din cauza lor ca să meargă lucrurile înainte. Dar dincolo de aceste împrumuturi, sunt foarte multe sume de bani pe care le-am adus și mă bucur. Dacă în primul mandat, cu guvernare de-a noastră de dreapta, am adus peste 1 miliard de euro în județ și nu-i găseau pe sediștii, vă aduc aminte că numai în decembrie, când a venit guvernul Orban, am semnat cel mai mare contract al Sucevei, de 234 de milioane de euro apă canal și pentru Șcheia și pentru Vicovul de Sus și Marginea și Mitocul Dragomirnei și Câmpul Moldovenesc, toate localitățile astea care nu au, 225.000 de locuitori vor beneficia de asta. Avem acum 25 de licitații, deci va fi șantier numai cu apă canal. Lucrăm la conducta spre Vatra Dornei pentru gazul metan, lucrăm. M-au blocat ani de zile cu acea conductă, au blocat. Mi-aduc aminte că m-au criticat că n-am dat eu drumul în 2005. Păi 15 ani trecuți de atunci, ați avut atâtea guverne. Nu e adevărat că n-am dat drumul. Atunci a fost blestematul program Utilități și Mediu cu o firmă rusească adusă de PSD, Stroigaz, atunci, care a falimentat. Când am venit eu, erau niște conducte pe la Prisaca Dornei, peste care tafurile treceau și le turteau. Și am dus gazul la Câmpul Lung. Acum îl ducem și la Dornă. Dar sunt multe de vorbit, eu gândesc înainte și nu mă uit în urmă. Avem atâta treabă și atât de multe de făcut încât știu primarii și candidații mei ce îi așteaptă în perioada și inclusiv pe mine. Câți kilometri de drum județean am asfaltat, domnule președinte? Circa 300 de kilometri de drumuri județene și dacă mă gândesc azi, o să mă duc pe Izvorul Alb să văd că se lucrează la asfaltarea drumului spre Rarău, a treia cale spre muntele Rarău. Și apropo de asta, am un mare vis pentru tineret.
Îmi ajută Dumnezeu să fac al treilea drum cu sensuri unice, să nu fie ștrangulat traficul pe muntele Rarău, să dăm drumul la un festival de tineret, așa cum este Antoldul la Cluj. Adică spații campare, corturi, să vii 3 săptămâni, grupuri de tineri, să concerteze pe muntele Rarău, se va chema Stelele Rarăului, cele mai frumoase și mai atractive formații, sper să terminăm și cu pandemia, să fie jocuri de lasere pe munte și să fie ceva extraordinar ca atracție pentru punerea în valoare a platoului munților Rarău, de unde se vede și Giumalău, se văd și munții Rodnei și Ceahlău și frumoasa Bucovină. Deci e unul din proiectele mele, dar pentru asta întâi trebuie să ajung cu drumul pe Izvorul Alb până sus. Ce ați făcut pentru Spitalul Județean, domnule președinte? N-am terminat cu drumuri, doar atâta să vă spun că, dincolo de faptul că merge spre Broșteni pe un drum care arată foarte bine, am mai făcut acum, numai în ultima perioadă, 8 km de drum, deci 22, aproape 30 de km de la Dorna Arin până la Glodu, mai avem 3,6 km să intrăm în zona Bilbor, legătura cu Harghita, deci foarte important pentru noi. Lucrăm la grădinița Coșna, drumul care se ne lege de Bistrița Năsăud prin Ilva Mare. Lucrăm la Mălin, drumul care se ne lege de Borca, de drumul lui Nechifor Lipan, la Crucea Talienilor. Lucrăm pe Dolhasca, asfaltăm Pleșa peste Opcina Mare, leagă Mănăstirea Humorului de Solonețul Nou Cacica. Ieri s-a terminat lucrarea excepțională făcută între Rădăuți, Frătăuții Vechi, Noi, Bilca, Vicovul de Sus, primul tronson. Mă duc astăzi să văd cum s-au finalizat lucrările. Ce să vă spun, la Boroaia se lucrează, la Hârtop se lucrează, Vulturești se lucrează, la Cornul Lunci am asfaltat, la Slatina asfaltăm, ca să vă țineți bine, la Berchișești am asfaltat și continuăm. Numai așa, dacă mă gândesc în jurul Sucevei, în jur de 300 de kilometri în acești 4 ani de mandat, asfaltați modernizare sub administrația Gheorghe Flutur în județul Suceava. De aceea, în mandatul următor, mi-am propus să termin modernizarea drumurilor județene, adică cei 1100 de kilometri de drumuri județene să fie toți în regulă. Acum asfaltăm drumuri care nu au fost niciodată asfaltate, la Zahărești, de exemplu, la Costâna spre Vâlcele, drumul acesta de la Dărmănești care vine spre Stroiești. Am depus proiecte pentru mandatul următor, Valea Brodinei, care să ne lege Brodina de Izvoarele Suceve prin Valea Brodinei și mai departe spre Cârli Baba prin Bobeica, paralel cu frontiera cu Ucraina. Am asfaltat recent Ulma, Mușenița lucrăm, uitați-vă la naționale, pentru că de aici mă duc la o întâlnire cu cei de la drumuri naționale, s-a asfaltat DN2-ul până la Siret. Vreau să intre în Siret până în Vamă, că nu-mi place cum arată Vama. Alea nu sunt treburile directe ale Consiliului Județean. Dar eu am devenit urâcios și pesediștii spuneau ce caută fluturi pe drumurile naționale. Mă încăpăținez să spun așa, sunt președintele Consiliului Județean Suceava, mă interesează în județul Suceava și drumuri naționale și căile ferate, mă interesează ce fac și alte instituții, pentru că populația cred că m-a ales să pun în mișcare niște lucruri. Și nu eu, îi invit pe cei de la naționale. Pot să fiu nesuferit cu miniștrii, pot să fiu nesuferit cu constructorii, important este să facă treabă. Și asta am făcut-o pe DN17, cine și-aduce aminte drumul care leagă Vatra Dornei din Suceava, mă găseați. La treceri de cale ferată, în curbe unde oamenii nu vreau să-și mute gardul, întâlniri cu Rom Telecom, cu Rom Silva, cu Apele Române pentru a da acorduri. Adică așa sunt construit eu, să fim implicați în asta. Sigur că de aici mi se trage și următoarea pățanie din ultima perioadă. Lumea fiind învățată cu mine așa, când am fost bolnav în spital și mai ales când n-am putut vorbi, unde-i Flutur? Și s-a creat așa un vis. Stai, domnule, ăsta a fugit. Nici nu știam ce să fac. 2 zile am ieșit, am explicat, dar era o avalanșă împotriva mea. Vreo 2 luni de zile, din păcate, starea de sănătate nu mi-a permis nici măcar să explic oamenilor. Și învățați cu stilul meu foarte implicat. Pauza asta a creat foarte multă critică. Am avut și binevoitori și prieteni care au dat din toate pozițiile în mine, cu vrute și nevrute, cum că am dus oameni în Germania la lucru, firma unuia Flutur, n-am nicio treabă cu asta.
cum n-am nicio treabă cu dronele, cu casele filmate prin vreo 3 sate, cum că ar fi al mele. Nu este nimic adevărat din asta. Însă, trebuie să le suport, trebuie să aibă încredere sucevenii în mine. Ei au dat într-un om puternic politic, pentru că în felul ăsta au crezut că vor scăpa de mine adversarii să-și facă ei loc. În am crezut, doar că pică unul în genunchi, vin și iau locul. Dacă este bărbat, vine și să luptă pe idei cu mine. Dar așa din scorbură, este un animal, nu știu cum se cheamă, care are așa o petardă pe care o dă, după care fuge. Cam așa îi văd eu pe unii adversari lași care dau așa dimineața pe la 10, la mic dejun, câte una, probabil dintr-o cafenea, dar nici n-au curajul să candideze. Haideți, mă, oameni buni, că pâinea asta de președinte nu e neapărat, cel puțin din punctul meu de vedere, nu e un loc de odihnă, e un loc de implicare. Am lăsat București, am lăsat Bruxelles, am venit să fac ceva. Și încă o dată, și le-o spun răspicat sucevenilor, pentru Suceava vreau să mă sacrific. Nu mănânc cu două linguri. Vreau autostrada 7 să devină realitate, adică drumul care să ne lege pe 4 benzi cu București. Vreau drumul care să ne lege spre Vatra Dorne, să mergeți și dumneavoastră acasă cu șosele ocolitoare prin Humor, prin Câmpul Lung și prin Vatra Dorne. Banii europeni sunt. Ce-ți trebuie? Abilitate, inteligență, hotărâre și forță ca să le faci astea. Păi eu am parcurs pe jos traseile centurilor ocolitoare și cu Negură la Câmpul Lung. Pe Măgura, să ieșim tocmai la Adam și Eva, la Pojorâta, la Vărărie acolo. Și în lunga boilor la Ursaci. Le știu pe de rost și cum se cheamă. Și la podul alunului la Dorna, ca să ieșim cu centurile ocolitoare. Astea sunt implicări să convingem Ministerul Uniunii Europeană, dați-ne bani și văd că au dat ordonanță de urgență guvernul Orban ca centurile să le facă primăriile pe banii europeni. Săptămâna viitoare, cei de la CNAIR, de la compania de autostrăzi, vor fi la Suceava să semneze contractul pe autostrada care leagă Siretul Suceava de București. Mă refer la contractul de proiectare. Da. Mare lucru. Devine realitate în viitorul mandat asta. Asta va însemna revoluție economică pentru Bucovina, pentru județul Suceava. Am multe de făcut. Vreau să le fac într-o echipă, într-un parteneriat cu primarii și indiferent de culoarea politică. Am experiență. Văd că mă respectă cei de la București când mă duc cu argumente și cei de la Bruxelles și vreau să mă pun în slujbă 100% a sucevenilor. Dragi suceveni, credeți dumneavoastră că unii vecini de ei noștri nu ne-au invidiat când turismul a înflorit în județul Suceava și jumătate din oferta turistică pe regiunea nord-est este în Bucovina? Avem peste 17.000 de locuri de cazat. Credeți că nu ne-au invidiat când am avut cel mai modern spital? Credeți că nu ne-au invidiat când au văzut că deschidem noi curse și destinații? Ne-au invidiat. Și asta până la urmă e omenească, până într-un loc. Sfatul meu, fiți uniți. Fiți uniți, țineți aproape, pentru că nu trebuie să așteptăm mila sau generozitatea vecinilor sau a Bucureștiului. Mai aproape e cămașa decât sumanul și eu vă sunt omul care intru la bătaie pentru asta. Cât ai investit în acest mandat, per total, domnule președinte? Cât ați investit? Câți bani? Am investit mult. Calculam la un moment dat investițiile făcute și fondurile atrase depășesc peste jumătate de miliarde de euro, însă unele dintre ele sunt de țeavă. Adică n-ai făcut recepție finală, dar faptul că acum am organizat licitații pentru 25 de puncte de lucru la apă și canal, un sfert de miliard de euro numai acolo. Axa Suceava-Iași prin Dolhasca. Ea era gata dacă nu ne încurcau cu ordonanța care ne-a făcut să reluăm licitația. Apoi, foarte multe investiții, uitați-vă și dumneavoastră, sunt în județul Suceava, unde indirect m-am implicat. Muzeul Lemnului. Am fost lângă Mihăiță Negură și trup și suflet și am făcut aceste proiecte. Am fost la ADR Nord-Est ca să susținem această cauză. Cazinoul Băilor de la Vatra Dorne. Mănăstiri și biserici, uitați-vă, Probota, Bogdana Budovă, Sucevița, la Voroneț, că se face zidul ăla, i-am ajutat noi și multe altele. Sigur că e una din prioritățile mele să acordăm mai multă atenție monumentelor, în special UNESCO și monumentelor istorice. Apropo de UNESCO, vineri am alocat
ultimii bani pentru drumul spre Slătioara, pentru a-l moderniza până la capăt. De la Frasin se poate merge acum fluierând foarte frumos spre Stulpican, în dreapta spre Gemenea Slătioara, și am dat ultimii bani ca să asfaltăm până sus, să punem monumentul UNESCO. Am pregătit documentele pentru drumul care să lege Stulpicaniu de Câmpul Lung prin Prihodiște, pe la Valea Caselor. Deci gândiți-vă că 30 de ani n-a făcut nimeni nimic acolo. Am făcut podul de la Bouri și acolo, care a costat mult, și nu mai este vreo 7 km și terminăm și zona aceea. Dacă aș fi fost mai bine înțeles în vremea guvernării PSD, eram și mai departe. Cu toate acestea, s-au făcut foarte multe lucruri și multe s-au făcut cu primari, indiferent de culoare, oameni extraordinari de har. Că vorbim de Lungul la Suceava, care a făcut foarte multe lucruri. Că vorbim de Poancheș, care are, câte știu, vreo 18 proiecte. Eu cum mă duc acolo, nici n-apuc să le văd pe toate. Și asfaltează. Și mă bucur că intrarea în Dorna și dinspre Suceava și dinspre Ardeal arată acum civilizat și bine. Asta, e nevoie de timp, de răbdare, domnule președinte. Transilvania, Valea Bistriței a asfaltat-o. Acolo am salvat populația cu căldura. Acum, dacă dă Dumnezeu, le ducem și gazul metan. Au un proiect mare de apă și canal. Bravo lui! Câmpul Lungu, un oraș în care Negură pigulește trandafirii de pe marginea drumului, iubește orașul ăla ca pe un copil, asfaltează, are proiecte pe apă și canal, școli refăcute la Mijăița. Arhitectura? Casele cu fațadă, cu arhitectură veche, cum să luptă acolo, că nu e ușor fosta prefectură și cum începe să arate Câmpul Lungu. Și de aceea vin în întâmpinare cu dragura humorului. Deci sunt orașe, Siretul, despre care îmi face mare plăcere. Uitați la Popoiu, ce frumos s-a implicat acel parc pentru tineret pe malul râului Siret. Gura humorului în parcul Ariniș, ce investiții a făcut Marius Ursaciu. Deci pot vorbi cu drag despre fiecare dintre primarii noștri. Am respect și pentru ceilalți. Îi tratez pe toți egal în măsura posibilităților să pun numărul, să-i ajut, să fac un parteneriat. Pentru că Suceava a pornit bine. Am fost îngenunchiată de nenorocirea asta cu coronavirusul. Poate că unii răutăcioși au arătat cu degetul prea mult spre Suceava, Lombardia, României. Acum când, cu părere de rău spun, am văzut că vine Argeșul tare din urmă, Bucureștiul lui Gabriela Firea, Dâmbovița, Galațu, sunt județe unde problemele legate de pandemie sunt extrem de serioase, parcă și adversarul politic nu mai poate să spună că e vinovat fluturi de asta, pentru că au încercat să le ducă strict în spatele meu pe toate, pentru că sunt omul politic care conduc Partidul Liberal aici la Suceava și așa li s-a părut că e bine, ia să-l taxăm noi pe Gheorghe Flutur. De aceea eu le spun răspicat și cu mult respect sucevenilor. Haideți să fim uniți și încercați să vedeți că în pomul care face roade, în ăla se dă. Și s-a dat. Dar eu sunt un om care, cu ajutorul lui Dumnezeu, pot duce, pentru că interesul e să facem ceva pentru Suceava. Și mai mult și mai bine, mizați practic pe continuitate, cum va arăta echipa următoare a lui Gheorghe Flutur. Da. Vorbeați de doi consilieri ai dumneavoastră care este posibil să se transforme în vicepreședinte. Da. E atât de ușor, domnule președinte, să devii consilierul lui Gheorghe Flutur? Ei sunt oamenii care vă cunosc. Păi e ușor nu să devii, să reziști la curația pe care o cer eu. E foarte greu să reziști. Oamenii ăștia nu numai că rezistă, trebuie să recunosc tinerețea lor și elanul și înțelepciunea lor m-au făcut ca să-i propun în viitoarea echipă să fie propunerile mele de vicepreședinți și Cristi Crețu și Nicolae Barbă. Dar m-aș întoarce puțin la ce urmează și mai mult și mai bine pentru suceveni. Noi suntem în Uniunea Europeană. E o pandemie acum, dar la orizont se dau niște proiecte pe dezvoltare. Omul gospodar în perioadă grea investește, ca atunci când vine vremea bună să-i prindă bine. Și de aceea noi pregătim marile proiecte și eu sunt în aceste echipe naționale care ne întreabă cum veți cheltui banii europeni, 80 de miliarde de euro în următorii ani. Pe locuri de muncă, trecem de la moluri la parcuri industriale, la locuri de muncă. Am făcut primul la Suceava în aeroport noi. Vreau un parteneriat cu Ion Lungu să facem parcul industrial la Acet. Și am zis, dacă au și alte spații, intru în parteneriat. Cu Siretul am făcut parteneriat. Am vorbit cu primarul Negură și cu primarul Boncheș de la Dorna și de la Câmpul Lung
să caute spații și cei de la Humor pentru parcuri industriale. Ce simt eu? Când începe finanțarea autostrăzii, oamenii n-așteptă finaliza investitorii. Vor fi investitori mulți care vor veni, pentru că ne-a lipsit autostrada. Și un investitor care știe bine ce înseamnă piața, vine înainte de a se termina autostrada, că găsește un teren mai ieftin, mai ușor, cu mai puțină concurență, noi trebuie să-i aducem, să deschidem Suceava spre dezvoltare. Invitația mea către primar e următoarea. Foarte bine, apă, canal. Dar dacă ne uităm la țară, în foarte multe localități apare steagul negru pe casă, a murit generația în vârstă. Și cei tineri nu mă să mai întorc. Dacă eu nu fac ceva, atunci n-a să aibă cine consuma apa și metru cub de apă pentru puținii care rămân o să fie mai scump. Și atunci eu sunt obligat de două ori să mă lupt ca să creez locuri de muncă pentru nepoții și copiii lor. Și locurile de muncă nu le creează fluturi, dar el se zbate pentru drumuri, pentru curent, pentru conducte de canalizare de apă, pentru îndiguiri, pentru telefonie, pentru spital modern. Că m-ați întrebat de spital. Aș vrea ceva să vă spun de suflet aici, că vorbeam de o discuție de suflet care o aveam la mine acasă. Eu în viața mea n-am crezut că o să fiu atacat cu Spitalul Județean, pentru că a fost cel mai răsfățat copil al meu de investiții. Am lacrimi în ochi când spun asta. Să investești peste 70 de milioane de euro de când l-am preluat de la stat noi. Și arată cum arată, toată lumea recunoaște. Sigur. Și l-am dotat pentru că noi și un președinte de Consiliu Județean, ce are în fișa postului? Obligația de finanțare. Eu nu am pârghii și probleme legate de sănătate, de liniile epidemiologice. Nu sunt la noi ca pârghii. Sunt strict ale spitalului și a Direcției de Sănătate Publică. Dar atât de mult am investit și de acolo să iau cei mai mulți bobârnaci. Bineînțeles, duș politic. Vezi, Doamne, cu coronavirusul. Da, a fost un foarte nefericit și trist eveniment. Doamne ferește, trebuie să învățăm din asta. Dacă cineva a greșit, plătește pentru asta, dar escaladarea acestei probleme. Eu am văzut că nici într-un județ n-au mai dus-o, că e vinovat Gheorghe Fluturi. Și am văzut o retorică rușinoasă a unora din PSD. Vinovat, așa a crucificat Gheorghe Fluturi. Măi, oameni buni, eu am plătit cu sănătatea mea, eu nu am stat la crâșmă să mă uit cum e coronavirusul. M-am implicat, am făcut ședințe. Până la urmă m-am infectat și eu. Am fost și testat. Păi am fost testat pentru că Direcția de Sănătate Publică, când i-am anunțat că am fost în contact cu oamenii ăștia, m-a chemat să-mi facă test. S-a dat doctor. Așa să le ajute Dumnezeu. Și au completat fișa niște medici care au recunoscut că au greșit, au bifat o căsuță. Nu știu, e intenționată, nu e intenționată. Eu nu, sau dumneavoastră nu vă duceți la doctor și vă completați dumneavoastră. Completează el care îți recoltează probele. Dar au escaladat într-o atac național pe tema asta. Putea să mă treacă liniștit președinte de Consiliul Județean, că nu aveau alții prioritate și eu n-aveam. M-am dus la rând la ușa DSP-ului, mi-am făcut analizele și atâta tot. Mai mult de atât. Au fost atacuri legate că am stat în rezervă de lux. Toate saloanele din Spitalul Județean arată modernizate. Erau două paturi la mine. Nu, n-aveam duș în camera mea, n-aveam televizor, nici n-aveam nevoie, nici timp. Dar erau, am făcut poză cu mâncarea, că mănânc șnițele. Nu, mâncam ce mâncau toți și nici n-aveam voie să ies din salon, că era izolare foarte strictă. Dar au fost atât de tare duse toate lucrurile astea pe mine. Eram debutanți și eu am văzut ceva de aici. Înțeleg multe. Am văzut o speranță a unora, gata, fluturul e terminat, venim noi. Veniți, oameni buni, dar veniți în concurență de idei și de proiecte. N-așteptați, nu știu ce să mi se întâmple mie, ca să veniți voi. Dacă așa au crezut unii că vor rezolva, asta o fac numai oamenii slabi. Dumnezeu m-a ajutat să mă ridic și garantez eu că mă duc buldozer în continuare și nu clipesc nici din gene, nici din sprâncene în fața niciunui adversar. Am respectul meu pentru suceveni și atât. Vorbeați de ridurile dumneavoastră la început. Cei din opoziție le iau ca pe un dezavantaj, că poate ar fi bine peste 4 ani. Acum probabil sunt conștienți că nu scapă de Gheorghe Fluturi, dar peste 4 ani e nevoie ca Gheorghe Fluturi să lase pe cineva în urmă. Astea sunt alte probleme. Creștem oameni noi, domnule președinte. Probleme. Niciodată nu m-am gândit
că voi moșteni eu ceva. M-am gândit, în schimb, că în fața copiilor și a nepoților mei voi putea spune, da, uite tata sau bunicul, circulăm nu 11 ore Suceava București, ci 5 ore, 4 ore, pentru că și el a contribuit. Și sunt pe punctul de a realiza asta. Și dacă acest lucru îl fac, eu nu vreau să ies cu picioarele înainte sau să mă împingă niște tineri sau să îmi pregătească plecarea. Nu, e firesc. Și acum, dacă vă uitați, când am propus vicepreședinți, sunt mai tineri. În echipa mea, vârsta medie este de 45 de ani. Am oameni din toate zonele județului. Sunt de profesii diferite, și ingineri, și juriști, și economiști, și profesori, și profesori universitari, și medici, și tehnicieni, și muncitori, și lăcătuși mecanici. Am de toate categoriile de oameni. Deci nu am de gând să moștenesc. În schimb, ce am văzut eu de la mulți suceveni? După ce eu am lipsit 4 ani, 2012-2016, unii au făcut comparații. Și de aceea mi-au dat în 2016 unul din cele mai mari scoruri din țară, 57% prin redistribuire. Noi avem 21 de consilieri și PSD-ul are 16 în Consiliul Județean. Pentru că oamenii au văzut că s-a întâmplat ceva în mandatul meu. Și ei așteaptă. Acum ce vreau să fac? Eu vreau să dau drumul la marile proiecte. Și le mai repet încă o dată. De infrastructura de drumuri și județene și autostrăzi, mă voi implica cu toate forțe. De aeroport să termin terminalul nou și să dublăm capacitatea de procesare cu noi curse și un terminal cargo, este programul meu. Că vorbim despre spital, un spital de copii nou, de 400 de paturi, un spital de boli infecțioase, să nu mai amestecăm cei cu COVID cu cei fără COVID. Dacă aveam spital de boli infecțioase, nu aveam această problemă, o gestionam mai ușor. Că vorbim mai departe de investiții în diverse domenii. Gazul metan, dublarea oamenilor, beneficiarilor care vor fi racordați la gaz metan. Sunt 37 de primării care au studii făcute pentru racordare. Moara deja este una din localități. Urmează Vatra Dorne, urmează multe și sunt bani europeni pe care guvernul Orban a aprobat prin ordonanță de urgență să-i dăm primării. Apă canal, v-am spus de sfertul de miliard de euro pentru o treime din populația județului, dar sunt mai multe proiecte. Turism, visul vieții mele, cu lacrimi în ochi despre Bucovina mea dragă. Asocierea turistică Bucovina, Humor, Câmpul Lung, Vatra Dorne. Să vă urcați în tren, deocamdată așa, din două în două ore, că se cumpără pe banii europeni. Să te urci, să pleci, dacă vrei te oprești la Humor, dacă nu la Câmpul Lung, dacă nu la Dorna. Să-ți lași copiii în tabără la Bucșoaia și tu să te duci, dacă vrei să mergi în stațiunea Balneo, la Vatra Dorne, stai acolo. Dacă vrei plimbări pe munți, te duci la Câmpul Lung. Dacă vrei turist religios, te duci la Gura Humorului, la Voroneț sau la Mănăstirea Humorului. Și legătura toate cu Suceava. Aceste lucruri și acești pași înseamnă investiții uriașe în anii următori. Am depus proiectul pe tabăra de la Bucșoaia de modernizare. Acum sunt în discuții cu cei de la Romsilva pentru hergherile de cai de la Lucina. Hipodromul de la Rădăuți, că trebuie modernizate și băgate în circuit turistic. Nu poate Romsilva să rămână stat în stat, ei trebuie să deschidă porțile către turiști. Salina de la Cacica, la fel cum au făcut-o cei de la Turda, trebuie să o facem și noi. Deci avem atâta treabă în perioada următoare. Aceste aerodromuri mici, de la Floreni, cel de la Frătăuți, sunt zone pentru turism. Nu le face toate fluturi, dar le fac în parteneriat. Intru în parteneriat cu oricine care văd că vrea să miște ceva. Și atunci închipuiți-vă cât de mult curaj. Unii spun, dom'le, da, județul ăsta mai are și cabane și pensiuni. Nu te duci? N-am făcut în anii ăștia niciun concediu. Acasă am muncit, n-am avut timp. Oi merge când oi fi la pensie, dacă a fi cazul. Dar am fost atât de aș spune, obositor pentru unii salariați de-ai mei, că am ținut ca să se întâmple niște lucruri. Pentru că dacă nu te miști, la cotitură te așteaptă și prietenul, numai dușmanul. Și vecinul care stă și se uită la tine și spune, iar au început flutur AXA înaintea noastră. Știți bine cum să scria în presa vecină? Am citit că nu știu ce curs o mai adus pe aeroport. Da. Ce fac ei acum acolo pe turism? Uite, au adus pe ăștia nemții în parteneriat, au deschis cursele cu sudul și nordul Germaniei. Cu astea credeți că au fost simple? A trebuit să mă duc, să conving, să negociez. Fără splin aproape trebuie să fii ca președinte ca să faci lucrurile astea. Adică
uneori, când eram bolnav și copiii erau lângă mine, mă întrebau ei, ce faci? Crezi că se merită când dau cu piatra în tine atât? Și eu niciodată n-am strâns din dinți să spun că nu. Am zis, va fi bine, va fi bine. Că m-a întrebat mai multă lume, n-ați vrut să abandonați? Eu n-am vrut. Au vrut ai mei câteodată când au văzut că eram și eu atacat, erau și ei atacați. Eu nu mă simțeam grozav, îți faci așa un balanț al vieții și spui, mai dacă se merită. Se merită, nu se merită. Dacă m-am dus la Mănăstirea Humol și mă opresc doi bătrâni pe stradă și spun, mulțumesc frumos că, uite, datorită dumneavoastră acum mergem pe Pleșa și drumul se asfaltează și nu mai ne chinuim, sau dacă la spitalul de la Suceava am deschis și stand-urile la inimă să pun cu prețuri de 10 ori mai mici, cum se puneau altă dată, și datorită dumneavoastră că ați făcut investiții, îmi crește suflet inima de bucurie și atunci mă duc mai departe. Ăsta e Duracell-ul, că știți, unii m-au poreclit pe mine, dau din casă, Duracell. Știu. Și atunci era povestea asta, că e bateria care rezistă. Încă simt că am foarte multă energie și vreau să o împart și cu alții. Să încheiem într-o notă optimistă, pentru că suntem într-o perioadă electorală. E mai greu să fiți șef de campanie pentru un șef de stat sau pentru Gheorghe Flut? Nu, eu îmi duc campania foarte ușor singur. E mai greu să fii pentru un șef de stat, că nu știi totdeauna pretențiile și ce vrea. Dar să vă spun ceva din casă. Eram în 2000, am intrat în politică. Și cineva mi-a recomandat o firmă de astea care să mă învețe cum să râd eu prin piețe. M-am dus în Moldovița. Iulian Angheluș era, îi spun și numele, la Liberal. Și s-a urcat pe o tarabă și spunea, râde aici, zâmbește dincolo, strânge mâna dincolo. Și seara i-am spus, bă, dacă eu continui în ritmul ăsta, eu mă las de politică. Las-mă natural, nu puteam să suport chestia asta. Ghidonat. Am văzut pe unii că fac politică după manual. Cum să zâmbească, cum să se încheie la nascut. Pentru mine, Gheorghe Flutu, și la bal, și la Hora Gospodarilor, și unde, Bucovine, unde vreți dumneavoastră, și pe scenă, în politică, m-am ghidat după instinctele mele. Bune, rele, am mai luat-o peste ochi câteodată. Țin minte, la începuturi, mă lăudau ea mai mult. Bravo, ce te-ai bătut! Și o încasam de nu mă vedeam. După aia m-am mai copt și eu și mi-a venit mintea la cap. Dar să știți că mi-am asumat în cea mai mare parte. I-am văzut pe foarte mulți care stau ascunși. Uitați-vă în pandemie, cât s-au pitit sau cât s-au grăbit să-mi ia mie apărarea. Nu, că primeau schije atunci. Mi-am dus crucea singur. Și Dumnezeu m-a ajutat. Dumnezeu și suceveni. Când eu am avut, o plecat soția mea, Dumnezeu să ierte, în 2012, eram foarte supărat. Și au venit colegii de partid, atunci a pierdusem alegerile. Și au zis, Dumne, pe unde mergem, mi-e treabă, unde-i fiu? Ce vreau să spun cu asta? Unii și de la mine poate m-ar fi abandonat atunci. Dar când sucevenii au întrebat unde-i Flutur, ce am înțeles eu atunci? Că sucevenii nu mă lasă. Nu m-au lăsat. Ce simte Gheorghe Flutur natural să le spună sucevenilor în acest moment? Eu simt așa. Dumneavoastră, sigur judecați faptele oamenilor. Într-o campanie și la politicieni să spun mult. Dacă atâtea cât mi-au spus unii răufăcători mie s-ar fi adeverit vreodată, nu eram pe această scenă. Am rămas un om care mi-am văzut de treabă. Nu m-ați văzut nici în firme, nici pe mine, nici pe copiii mei. Nu sunt un om sărac, nu mănânc cu două linguri. Mi-am văzut de treabă. Am încercat să fac tot ce mi-a stat în putință pentru Suceava și pentru Suceveni. Am fost incomod pentru adversari și trebuie să înțelegeți că dacă 5 din 10 nu-s cu mine și mă critică, asta e democrația până la urmă. Dar eu rezist și așa pentru marile proiecte pentru Suceava și Bucovina mea dragă. Ce să le spun? Îi chem să vină alături de mine, să aibă încredere în proiecte și le mai spun ceva de suflet. Cu cât vor fi mai multe voturi pentru mine și pentru PNL, cu atât va fi mai mare ascultarea și respectul Bucureștiului și a Bruxellesului pentru Suceava. Altfel nu există, nu contezi. Nu contezi. Eu am făcut scoruri datorită sucevenilor și când m-am dus la București m-au ascultat datorită scorurilor pe care le-am făcut cu ajutorul dumnealor. De aceea când vă gândiți să puneți ștampila, trebuie să vă gândiți așa. Dom'le, ce-i mai bine? N-am nimic cu niciun partid, le respect pe toate foarte bine. Vrem să avem o reprezentare de forță, să avem niște oameni care nu stau ghiocei pe la București prin alte părți, care știu să vorbească și în românește și altfel ca să poată negocia pentru voi.
haideți alături de echipa lui Gheorghe Flutur, pentru că nu o să vă dezamăgesc niciodată. Și eu merg până în pânzele albe pentru Suceava.